Bună dimineața la toți fanii mei, vreau să vă spun că nu mai pot ce am de lucru de nu mai pot. Ia uite, uitați ce mi-a făcut Anca. Nora oficial a venit acasă și a vrut să schimbă culoarea la dormitorul ei și ia uite ce am aici, dezastru, vedeți. Ia uite, a reparat peretele acolo că căzuse egipsul și a dat cu alt greta, că trebuie să se uscă gretul, să schimbă culoarea la peretele ăla. A schimbat culoarea, uite cu ce, era culoarea prez și a făcut culoarea asta galbenă, vedeți? E fain, nu? E mai fain culoarea asta. Da, și s-a dus să mai caută, să mai ia niște voxele, uite, a dat avanul, n-a schimbat culoarea, tot cu culoarea roșie și albă, inimioara. Atât că a dat o culoare aia și a făcut avanul, a făcut două pereți acolo, vecinul cu scamedala și a schimbat, uite, era așa prez. Și acum a schimbat culoarea cu galbenul la muștar, așa. Nu e galben, e crem, mă? E crem. Aoleu, era să cad pe scară, ca să vă arăt bă, ce am aici, că nu mai pot, câtă mizerie s-a făcut aici, vedeți? Ia uite, parcă fac casă nouă iar din nou, când văd aici atâtea schede prin casă, n-am mai făcut de 10 ani, casa e făcută de aproape 20 de ani. Și uite, de 10 ani n-am mai jugrăvit. De când am plecat eu de acasă și acum Anca s-a gândit să jugrăvească, să schimbă culoarea. Dar aici nu, de când am făcut casa n-am mai jugrăvit, că e jugrăvit, vedeți? Dar a venit ei să schimbă culoarea. Nu mai pot cu ea. Când am treabă cu lemnele, trebuie să mă uit și aici ce face omul. Omul e un om bun, a făcut bine tavanul, vedeți? Da, și acum era acolo, tavanul ăla. Da, adică peretele ăla. Trebuie să se uscă egipsul, că a căzut să degojesă. Și acum am pe aici, uitați ce am pe aici, dezastru. Oxele prin casă, ce mi-a făcut oficial. A venit cu jugrăverile, cu renoire. Da. Nu mai știu ce am de făcut. Ia uite de ce cuminte e în dimineața asta. E soare, e frumos. Vedeți cum e afară. Ia uite, soare, soare. Da, și acum am vorbit cu un om, că am văzut în mesajele care mi-ați trimis voi, să iau un om să mă ajute să sparg lemnele, să închiriez pe cineva, să plătesc pe cineva, să-mi tăie lemnele, nu? Dacă nu am bărbat, asta e, trebuie să mă descurc. Nu mă încurc, mă descurc. Asta trebuie să fac, să nu mă încurc cumva. Așa trebuie să mă descurc. Eu sunt o femeie care nu mă încurc, mă descurc. Și trebuie, ia uite, ieri am spart și eu câteva lemne și mi-a fost rău toată noaptea, am zis că mor. Nu mă simțeam bine, parcă, aoleu, mă durea mâinile, picioarele, tot, nu mai puteam. Nu sunt învățată să fac treabă, eu sunt învățată numai să gândească creierul meu ce am de făcut. Adică dacă eu gândesc, nu trebuie să mai muncesc, mă gândesc la ceva, o variantă bună și am rezolvat. Nu trebuie să muncesc. Eu acum vă mulțumesc mult la toți fanii mei care mi-ați trimis mesajele să caut un om, să plătesc un om să mă ajută să spar lemnele. Așa e, aveți dreptate, Dumnezeu să vă dă sănătate la toată familia voastră și tot binele din lume. Pentru că mi-ați dat o idee. Vedeți ce înseamnă să-ți dă cineva o idee bună? Eu mă gândeam să sparg eu lemnele. Păi eu îmi pun mintea să mă îmbolnăvesc, să sparg lemnele. Și după aia cine merge cu mine la spital? Că nu am pe nimeni. Numai pe Dumnezeu. Și așa am spart și eu niște lemne, că aveam nevoie de lemne. Dar acum trebuie să aștept un om să-mi spargă lemnele, că nu-mi pun eu mintea cu lemnele ăștia să mă îmbolnăvesc. Eu sunt operată la stomac,
am făcut mișorare de stomac acum 10 ani de zile și nu am pe eforturi să fac eforturi să tai lemnele. Păi dacă fac eforturi, dacă dau cu toporul, îți dai seama, sunt operată la stomac, poate să mi se desfacă stomacul și mor pe loc. Că stomacul e 80% tăiat din stomac și 20% a lăsat doctorul pentru ca să nu mai mănânc mult, ca să mai străbesc. Și era mai grasă și am mai străbit. Și acum să spart lemnele cu toporul. Vă dați seama că pot să mor. Când am voie să fac efortul să sparg lemne eu, e muncă de bărbat. Chiar aveți dreptate, nu mai sparg niciun lemn, trebuie să aștept omul să vină să spargă lemnele. Mai bine mă, eu sunt la bucătărie bună, trebuie să mă apuc să fac cartofi prăjiți lui Darius, că Darius e înăuntru. Da, azi se fac cartofi prăjiți. Da, o să curăț niște cartofi aici. Vedeți? Luau cartofi. Și lemnele o să aștept să vină. Noi, te vedeți și aici tavanul ăsta la bucătărie, trebuie să dăm cu valabilă, cu voxaj și pe aici. Vedeți la bucătărie? Ia uite ce pe tavan. Dacă n-am fost acasă și a fost menajera aia împuțită, a distrus tot. Hai să pun telefonul aici, că trebuie să curăț niște cartofi. Vedeți? Am văzut că și Aline aseară a făcut cartofi. Și da, ăsta, Cătălin îmi face mâncare, îmi place că el l-am învățat de când era mic. Stătea pe lângă mine să fac mâncare și a văzut și el la mine. Și acum s-a învățat și el să fac. Cătălin are 7 ani de acasă și să nu mai vorbească Mihai era de mine și Aline. Că copilul meu e mai cu minte ca Alin și ca Mihaela. Are grijă de frate meu. Ați văzut fanilor, prietenilor, cunoștințelor? Ați văzut? Să pun apă aici în crastor. Am pus tigaia la pergaz ca să pot să fac cartofi. Nu dar. Îi fac cartofi prăjiți cu așa zis. E înăuntru, în dormitor, la mine. Până reparăm dormitorul lui acolo, să jugrăbim, trebuie să cumpărăm un dormitor nou cu Darius. Că dacă Tom ia pe numai dormitorul lui, Tom e și cu menajera lui. Da. Asta e.
Domnul, nu se gândește la Darius. Știți ceva, fanilor? Darius m-a întrebat când vine Tomeaca. Și am zis, bă, o să vină, dar trebuie să scapă de menajeră. Nu mai scapă de menajeră. Tomica să vină acasă, i-am zis lui Darius. Și Darius, păi de ce nu mai scapă? Păi ce, nu poate să vină? Îl ține aia arestat la domiciliu pe Tomic. Așa a zis Darius. Dar zic, Darius, stă acolo până scapă de menajeră. Auzi, ce am zis eu la copil. Trebuia să nu-i zic așa, dar iau, din am, nu mi-am dat seama și am spus. Și acum copilul suferă, că ce-i cu Tomi de nu mai vine acasă. Nici nu-l mai sună Tomi. De ce, Tomi, dacă tu spui că ții la copii și la Darius și la Pindea, să vezi filmulețul ăsta, de ce nu sun pe Darius să vorbești cu el, să-i spui când vii acasă, ca să știe Darius? Când vii acasă, vine și eu la tine acolo, la mama ta. Când vii tu la mama ta acasă, la lumina aia, vine și Dariu și stă cu tine acolo. Dar tu de ce nu vii? Că nu ai abar de copii, vezi? Te-a nebunit menajera. Ți-a luat mințile. Cum ai putut să stai influențat de o menajeră, Tomi? Cum ai putut? Eu nu știu cum ai putut. Așa, fanilor, uite, ne-am spălat cartofii, vedeți? Ne-am spălat cartofii și acum o să le pun aici să se frigă, da? O să las telefonul aici. Le-am spălat și acum să le fac pentru să le prăjesc. Așa se fac așa. Dar îi place cartofi, cum făceam eu când era el mic, cartofi prăjiți. I-am spălat la ghibete și acum am mai spălat și în aici. Așa tăi eu cartofi prăjiți, vedeți? Vedeți cum le fac. Mai groși ca să se facă mai bun.
Vedeți cum ne-am făcut. Uite. Și mai am un de greu. Dar n-are cine să mă să-mi țină telefonul, pun și așa, vedeți? Vă mulțumesc mult la toți fanii mei care mi-au scris mesaje să iau un om să facă lemnele decât să fac eu, mă îmbolnăvesc. Eu dacă fac lemnelele, mă îmbolnăvesc și după aia cine merge cu mine la spital? Că nu am bărbat cine să mă ducă la spital. Cine stă cu mine la spital dacă mă duc? Așa mai bine închiriez pe cineva să-mi tăie lemnele, cum ați zis voi. O să caut pe cineva, am căutat, mi-a promis cineva că vine să sparg lemnele, dar foarte. A zis un om că vine să mă ajute. Da. O să mă spăr un pic așa. Le-am spărat înainte. Nepăcat, dar o să mă spăr un pic acolo. O să mă spăr și... Vedeți, cartofii se spală mai mult de apă. Vedeți? Ia uite cum le-am spălat. Înainte să le toc și după. Și acum să aprind aragazul. Hai să pun telefonul aici. Să aprind bateria. N-are cine să mă filmeze. Aștept să se încintă uleiul și după aia pun cartofi. O să pun sare. O să pun sare. Da. Nu pun sare. Și după aia pun... să se facă. Vreau să vă spun că cătă e acolo la fratele meu pentru că l-am trimis eu să aibă grijă de fratele meu până eu termin acasă cu jugrăbeala, cu lemnele, trebuie să pun murători pentru la iarnă. Și din cauza asta eu n-am putut să merg să stau cu fratele meu, pentru că am treabă acasă și în primul rând nu mai vreau să stau cu Alin și cu Mihaela. Când o să vin la Pitești, trebuie să închirez un apartament la Pitești, să stau împreună cu fratele meu. Poate vine și Anca, cumnata mea. Poate cu Cătălin, cu Darius, cu nepoții, cu toată lumea. Poate închiriem o casă acolo la Pitești și stăm la o casă. Dar cu Mihaela, cu Alin, nu vreau să mai stau. Că dacă Alin a vorbit urât de mine, eu l-am iertat, dar nu lui, nu lui niciodată. Ce a vorbit de mine, fără să fie adevărat. Eu cât am stat cu el, am fost cu minte, nu l-am supărat cu nimica. Nu i-am cerut nimica, nu. Eu ce am putut, am vrut să le ajut. Dar ei mi-au făcut ce-a vrut din mine. N-are nimic, eu le-am iertat, dar nu le uit. Niciodată nu se uită, știți? Ia de cum am făcut cartofi, acum aștept să se încinde uleiul. Asta e viața. Viața, mergem înainte. Cum suntem, cum nu suntem. Nu contează. În fiecare zi, e zi era Dumnezeu. Și Dumnezeu ne face viața cum vrea El. Adică Dumnezeu ne vrea binele și Satan ne vrea rău. Și cine vorbește rău înseamnă că Satan îl provoacă, nu? Ia uite să pun cartofi.
tot să pun cu mâna, știi? Ca să se scurgă bine de apă, unde l-a spălat. Că dacă e apă, nu se fac bine, știi? Hai să vă arăt, cred că a venit Franco oficial până să fac cartofi. Ana a venit Anca, că trebuia să vină să aducă niște materiale ce mai trebuie. Crezut că a venit cu duba, a plecat cu duba lui Cătălina. Da. Și asta e, vreau să vă spun că tot timpul eu v-am spus adevărul. Eu, pe Alin și pe Mihaela, le iert, pentru că sunt nepoții mei, dar nu le uit. Nu le uit și nici nu o să mai stau niciodată cu ei. Niciodată nu o să mai stau cu ei. Vreau să știe și ei să vadă filmulețul ăsta, că cu Alin și cu Mihaela le iert, dar nu le uit ce a vorbit de mine. Nu trebuia să vorbească ce nu e adevărat. Asta e, le iert, dar nu le uit. Nu e de uitat. Da. Hai că vă mai filmez tot ce mai fac de acum încolo, pentru că acum am treabă și nu vreau să vă plictisesc. Dumnezeu să vă dă sănătate, fericire la tot binele din lume, la toată familia voastră și vă rog frumos să vă abonați și la mine, că e multă lume care se uită și nu sunt abonați. Vă rog frumos să vă abonați, că aveți ce să vedeți de la mine, cum sunt eu acasă. Să știți să alegeți binele și rău din lumea asta. Trebuie să cunoașteți ce e rău și ce e bine. De asta filmez în fiecare zi, ca să vedeți voi adevărul. Dumnezeu să vă ajută la familiile voastre. Vă mulțumesc mult, Doamne ajută! Îți vă rog frumos să dați un like, dacă vă place, o nu.